Starea actuală a omului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin neascultare omul a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, s-a despărțit, a murit față de Dumnezeu. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 12. Așadar, omenirea, lumea, este caracterizată de existența păcatului în viața fiecărui om, de egoism, iubirea de sine. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, vrem sau nu, stăpânul acestei lumi este diavolul, și că toți oamenii, prin nașterea lor firească, intră sub această stăpânire. Această afirmație o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți, odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Poate vei spune că tu nu păcătuiești, însă Dumnezeu spune că toți păcătuim și suntem sub puterea păcatului. Acest lucru ne este arătat în Biblie în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, despărțirea de Dumnezeu și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Biblia ne mai spune astfel, deci după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii fiind despărțiți de Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Aceste texte din Biblie ne arată foarte clar că există un mers al lumii acesteia, o împărăție a lumii condusă de Satan, care este în contrast vizibil cu împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și împărăția lui este caracterizată de sfințenie, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetul 17. Fiecare dintre noi trebuie să-și pună întrebarea: cum trăim după mersul lumii acestuia? Să identificăm ce cetățenie avem. Dacă ești cetățean al împărăției lumii, care este caracterizată de egoism, răutate, minciună, mânie, să știi că Biblia îți spune că nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 9 și 10. Împărăția lui Dumnezeu este opusul împărăției lumii. Este o împărăție caracterizată de neprihănire, pace și bucurie. Viața sfântă și pacea este standardul acestei împărății. De aceea avem cerința: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 14. Dumnezeu afirmă în mod categoric că cei nedrepți trebuie să-și schimbe modul de viață. În caz contrar, nu vor avea parte în raiul lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu?
Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 9 și 10. Te întreb, nu vrei să ceri să devii cetățean al împărăției lui Dumnezeu? Să te bucuri în eternitate cu cei ce trăiesc o viață curată? 2 epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea.